primarul democrat-liberal de la Roșia de Amaradia susține că edilul de la Pade s-a implicat în problemele oamenilor care s-au și strâns ieri pentru a-și arăta susținerea. Aș vrea să scot în evidență că ce se întâmplă domnului primar de la Padeș e o chestiune regretabilă și cu atât mai mult cu cât nu are legătură cu mandatul de primar. Sunt fapte pe care instanța urmează să se considere dacă sunt sau nu în afara legii petrecute înainte de a ajunge primar. Eu îmi doresc de toată inima, personal, în primul rând, pentru că suntem și buni amici, ca domnul primar să scăpe cu bine de această situație neplăcută și să se reîntoarcă la primărie. Faptul că oamenii îl sprijină scoate în evidență că este un bun primar, un om care știe să administreze localitatea și care rezolvă problemele oamenilor. Noi, să știți că ne bazăm în continuare, noi, organizația PDL, pe candidatura viitoare a domnului primar de la Padeș, credem în continuare în șansele dumnealui. Și primarul PSD din Berlești, Maria Dumitrașcu, a fost impresionată de susținerea locuitorilor din Padeș pentru edil. Am fost atent la interviul pe care l-au dat cetățenii comunei și îl regreta așa, că a făcut foarte multe lucruri bune și frumoase. Eu ca și coleg vă dați seama că îmi pare rău pentru ce i s-a întâmplat. Sper ca în urma analizei care se va face în documente, pentru că el susține că nu stau lucrurile chiar așa, să se poată face dreptate. Este totuși păcat. E un om care a făcut ceva pentru comunitate, iubit de comunitate și locul dumnealui este acolo unde și-a făcut datoria. Primarul din comuna Ponoarele, județul Mehedinț, este sigur că justiția își va face datoria. Din nefericire îmi pare rău pentru el și pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Îl cunosc foarte bine pe Mihai. Știu că este un om mărinimos când vorbesc de inima și sufletul lui, pentru că a făcut și a realizat foarte multe lucruri în comuna Padeș. Am fost de nenumărate ori pe drumuri și am văzut cum arătau și cum arată acum. Știu că a sprijinit atât material cât și financiar atât primăria cât și locuitorii comunei Padeș. Nu știu și nici nu vreau să intru în amănunte pentru că nu știu ce s-a întâmplat, dar cred că apărarea, cât și el personal, pot să demonteze ceea ce a fost creat și într-un final cred că justiția este cea care va face dreptatea până la capăt. Dan Vâlceanu, copreședintele ACL, nu face prea multe comentarii, deoarece crede că judecătorii și procurorii își fac datoria. Asta vă așteaptă toată lumea de la justiția din România, să-și facă datoria. Pe de altă parte, din punct de vedere uman și colegial, noi suntem alături de colegul nostru și sperăm să dovedească nevinovăția. Altfel, nu avem ce să comentăm. Punctul nostru de vedere este colegul nostru, suntem alături de el într-un moment dificil din viața dânsului, dar din punct de vedere al acțiunilor instanței, nu vom comenta niciodată și nu veți auzi niciodată un membru al PDL să comenteze acțiunile instanței, pentru că nu este normal. Noi nu înjurăm procurori, nu înjurăm judecători. Suntem, așa cum s-a întâmplat în toate anii ăștia, oameni care sprijină actul de justiție și nu dorim niciun fel să ne implicăm în chestiuni de genul.